România are și astăzi motiv de sărbătoare. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu, alături de șefi ai structurilor militare și ai serviciilor de concentrate constituite la nivelul județului, au fost prezenți la ceremonialul militar dedicat zilei de 10 mai. Ca în fiecare an, aceștia au adus un omagiu acelora care și-au jertfit viața și care au luptat pentru ca România să fie independentă, să devină un stat cu un statut bine definit în rândul națiunilor europene. Din anul 2022, România sărbătorește legal Ziua Independenței. Parlamentul a votat în anul 2021 legea prin care 10 mai devine Ziua Independenței Naționale a României, zi de sărbătoare națională. Astfel, aceasta a fost celebrată și în municipiul Drobeta Turnu Severin. Evenimentul a început cu slujba religioasă. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu. Eroi ostași și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Prima semnificație a zilei de 10 mai este legată de intrarea domnitorului Carol I în București. Principele Carol părăsește castelul de lângă Düsseldorf și traversează Elveția și Austria spre România la sfârșitul lui aprilie 1866, cu acceptul împăratului francez Napoleon al III-lea și cel al regelui Prusiei Wilhelm I. În ziua de 7 mai ajunge cu vaporul la Turnu Severin, iar pe 10 mai intră după 3 zile de mers cu trăsura sau călare în București. Oficialitățile județului Mehedinți au luat rând pe rând cuvântul. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a vorbit despre importanța acestei zile pentru toți românii. Ne aflăm astăzi la 146 de ani de la momentul în care independența de stat a României a fost proclamată. În plenul Camerei Deputaților, Declarația de Independență a României consfințea înscrierea definitivă a țării noastre pe harta Europei. Aducem astăzi omagiu și recunoștință înaintașilor noștri, care ne-au lăsat moștenire România independentă. Pe de altă parte, momentul victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, din 1945, a însemnat o nouă etapă în istoria lumii. Conflagrațiile au adus, din păcate, dureri pe care nu vrem să le mai simțim. Iar pentru acest lucru, România a făcut pași importanți de-a lungul ultimelor decenii. Al doilea război mondial a fost cel mai mare conflict din istorie, în care și-au pierdut viața peste 60 de milioane de oameni, militari și civili. Pentru prima dată, pierderile civile au fost mai mari decât cele militare, dar și urmările războiului, inclusiv schimbările geopolitice, culturale și economice, au fost fără precedent. Scopul acestor comemorări este de a rememora evenimentele din istorie, dar și să reflectăm asupra semnificațiilor lor. Realizările istorice ale statului român din 1877, urmate de cele din 1918, au fost rodul unei politici concentrate pe stăruirea obiectivelor naționale pe termen lung. Din păcate, deși zeci de ani am vorbit la trecut despre război și urmările lui, conflictul din Ucraina a acaparat întreaga atenție și concentrare pentru apărarea valorilor, cum ar fi libertatea și democrația într-o ordine globală bazată pe reguli. Chiar dacă, din fericire, nu avem o implicare activă în războiul Rusiei cu Ucraina, urmările le-au simțit românii la nivel economic. Cea de-a doua semnificație a datei de 10 mai este legată de proclamarea independenței în anul 1877. La data de 9 mai 1877, Parlamentul României a votat proclamația de independență față de Imperiul Otoman în unanimitate. Dar abia pe 10 mai parlamentarii merg cu toții la Palatul Regal, iar domnitorul Carol semnează proclamația de independență, așa cum acum președintele promulgă legi ca să intre în vigoare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu a subliniat importanța acestei zile pentru români și pentru România, cât și importanța intrării țării noastre în Uniunea Europeană. O zi cu triplă semnificație, o zi pe care noi românii trebuie să o respectăm, să respectăm pe cei care înaintea noastră au făcut posibil ca noi astăzi să trăim într-o țară independentă, într-o țară liberă, într-o țară cu obiective. Ziua Europei ne-a dat în ultimii ani, odată cu intrarea și în Uniunea Europeană, ne-a dat foarte multe avantaje,
Noi, ca și primărie, administrație locală, beneficiem foarte mult de fonduri europene, plus circulația oamenilor, plus libertățile pe care le avem ca și națiune. Suntem un popor liber și asta și datorită celor care și-au jertfit viața cu sute de ani în urmă. A treia semnificație este legată de faptul că la 10 mai 1881 România a fost proclamată regat, iar Carol I a fost încoronat. Ziua de astăzi este probabil cea mai importantă zi în conștiința românilor, pentru că, practic, din 1877 România și-a câștigat independența, și-a câștigat-o pe câmpul de luptă, și-a câștigat-o cu jertfe grele la Smârdan, la Rahova sau în toate celelalte redute, și a demonstrat chiar în fața unor puteri ale Europei, cum ar fi Rusia sau Turcia, că armata română nu este de neglijat. Iar armata română a fost și atunci ca și acum un pilon important al societății, pilon care a contribuit decisiv la formarea statului național român, așa cum îl avem noi astăzi, și cumva rămâne câtă vreme noi vom fi în viață. Festivitatea s-a încheiat cu depunerea de coroane de flori în semn de apreciere pentru apartenența la marea familie europeană și de recunoștință pentru eroii neamului românesc și defilarea gărzii de onoare. Pe 10 mai 1881, într-o ceremonie fastuoasă, a avut loc încoronarea principelui Carol I ca rege al României. Domnia lui Carol I avea să se încheie după 48 de ani, fiind cea mai lungă domnie din istoria statelor românești. Apoi pe tron a urcat regele Ferdinand, nepotul său, sub domnia căruia România a cunoscut cea mai vastă întindere teritorială.